Fracții ordinare, partea a doua, fracții echivalente. Vom vorbi astăzi despre fracții echivalente, ce înseamnă și cum pot fi ele obținute. Pentru început să studiem puțin această imagine, cele două pizza pe care le vedeți în această imagine și să presupunem că avem doi copii, de exemplu Alin și Bianca, care fiecare și-au comandat câte o pizza, dar să presupunem că ei nu au reușit să mănânce tot, fiecare a mâncat doar această porțiune care se vede aici. Bun, și acum să vedem care dintre cei doi copii a mâncat mai mult. Păi am putea să scriem fracția corespunzătoare fiecărui copil, fiecărei bucăți de pizza mâncată, și atunci, pentru Alin. Ca să scriem fracția corespunzătoare, va trebui să împărțim, să vedem în câte părți a fost împărțit întregul, întregul fiind toată pizza. În cazul lui Alin, se observă că pizza lui a fost împărțită în 8 părți egale, deci numărul de jos, numitorul, va fi 8, iar părțile mâncate de Alin sunt acestea două, deci două părți la numărător. Fracția corespunzătoare este atunci 2 pe 8, două optimi a mâncat Alin. Să vedem la Bianca. În primul rând, ne uităm în câte părți a fost împărțită și observăm că pizza, întreaga pizza, a fost împărțită în patru părți, din care Bianca a mâncat o singură parte, deci o parte din 4. 1 pe 4 este fracția corespunzătoare acestui desen. Însă dacă vă uitați cu atenție, se observă cu ușurință că partea Biancăi și partea lui Alin, sunt identice, adică sunt la fel de mari, reprezintă la fel de mult dintr-un întreg. Mai exact un sfert, din pizza am mâncat fiecare. Înseamnă că cele două fracții, 2 pe 8 și 1 pe 4, sunt egale. Deci, chiar dacă avem numărători și numitori diferiți, două fracții pot fi egale și anume atunci când au aceeași reprezentare, adică când reprezentările lor reprezintă la fel de mult ca și cantitate. Și atunci putem să spunem că două sau mai multe fracții sunt egale dacă reprezentările lor sunt echivalente. Și ce mai putem observa aici, la cele două fracții egale, că dacă înmulțim așa pe diagonală, adică dacă înmulțesc 2 ori 4 și 1 ori 8, cealaltă diagonală, observăm că obținem același rezultat. 2 ori 4 este 8, 1 ori 8 este tot 8. Și într-adevăr aceasta și este o regulă pe care o scriem aici, două fracții A supra B și C supra D sunt egale, dacă și numai dacă, produsul acesta pe diagonale este la fel, adică A ori D este egal cu C ori B. Deci dacă înmulțim așa pe diagonală A ori D, obținem același rezultat cu C ori B. Așa și se poate verifica dacă două fracții sunt sau nu egale, fără să mai facem desenul de fiecare dată. Și atunci putem extinde acest lucru și la compararea fracțiilor. Adică putem compara niște fracții, A supra B și C supra D, calculând tocmai acest produs A ori D și apoi celălalt C ori B. Acum, dacă produsul A or D este egal cu produsul C ori B, am văzut mai devreme că atunci putem scrie că fracțiile sunt egale. Fracția A supra B este egală cu fracția C supra D. Dacă, în schimb, produsul A or D este mai mic decât C B, deci produsul acesta A ori D mai mic ca C B, atunci fracția A supra B va fi mai mică decât fracția C supra D. Iar dacă avem invers, produsul A D este mai mare decât produsul C or B, atunci fracția A supra B va fi mai mare decât fracția C supra D. Deci să vedem atunci câteva exemple în care ni se cere să comparăm fracțiile următoare și vom folosi aceste reguli pe care le-am enunțat mai sus. Deci pentru a compara fracția 12 pe 30 și 2 pe 5, vom înmulți pe diagonal, așa, eu am să fac aici cele două diagonale, pentru ca voi să le observați ușor și luăm totdeauna de sus în jos. Deci vom lua primul produs, 12 ori 5 și calculăm, 12 ori 5 este 60. Apoi luăm celălalt produs, tot de sus în jos, vom lua 2 ori 30 și obținem tot 60. Pentru că am obținut același rezultat, se observă că 60 și 60 sunt egale, atunci putem spune că și fracțiile noastre sunt egale. 12 pe 30 este egală cu 2 pe 5. Să vedem la exemplu următor cum comparăm fracția 7 pe 2 și 10 pe 3. Tot la fel vom înmulți pe diagonală, de sus în jos, 7 ori 3 și 10 ori 2. Deci să facem cele două înmulțiri, 7 ori 3, care este 21, și 10 ori 2, care este 20. Acum se observă că dintre cele două rezultate, 21 și 20, este mai mare acest 21. Atunci, dacă 21 este mai mare, ne uităm aici la numărul cu care am început, 7, și ne uităm care fracție are numărătorul 7. Adică prima fracție este. Aceasta va fi atunci fracția mai mare. Deci rezultă, fracția 7 pe 2 este mai mare decât fracția 10 pe 3. Și să mai vedem un exemplu. Să comparăm fracția 9 pe 5 și 15 pe 8. Tot la fel vom lua pe diagonală și înmulțim de sus în jos 9 ori 8 și 15 ori 5. Și facem calculul. 9 ori 8 este 72 pe când 15 ori 5 vom vedea că dă 75. De data aceasta mai mare este 75. Atunci ne uităm la numărul cu care am început aici, și anume 15. Acum mă uit care este fracția care are ca numărător 15 și observ că este această fracție, înseamnă că aceasta este fracția mai mare. Deci vom scrie atunci că fracția 15 pe 8 este mai mare decât 9 pe Cinci. Bun, și acum să vedem cum putem să obținem niște fracții echivalente. Și atunci să ne uităm puțin la acest desen, să presupunem că avem acum trei copii, îi vom nota A, B și C, fiecare din cei trei copii să presupunem că își comande tot așa câte o pizza, din care fiecare mănâncă jumătate, după cum se vede. Acum, vom reprezenta fiecare desen printr-o fracție și anume la primul desen, la primul copil, pizza se observă că a fost împărțită în două părți egale din care primul copil a mâncat jumătate. Fracția corespunzătoare va fi atunci 1 supra 2. 2 ne arată numărul de părți în care a fost împărțit întregul, iar 1 câte părți s-au luat din întreg. Acum, la al doilea copil, pizza a fost împărțită în patru părți egale. Înseamnă că jos la numitor vom avea 4, iar la numărător, pentru că am mâncat două părți, vom pune 2. 2 pe 4, 2 pătrimi. Iar la al treilea copil, pizza a fost împărțită așa cum se poate observa aici, în 8 părți egale, din care el a mâncat 4. 4 optimi, 4 pe 8. Acum, cele trei părți ale celor trei copii se vede destul de clar că sunt egale, deci putem pune semnul egal între cele trei fracții. Și se poate verifica și prin uh, proprietatea de mai sus. <coughs> dacă înmulțim pe diagonal, obținem același rezultat. Dacă luăm, să zicem, primele două fracții, înmulțim 1 ori 4 este 4, 2 ori 2 tot 4. La fel și dacă am luat, de exemplu, ultimele două. Înmulțită pe diagonală, 2 ori 8 este 16, iar 4 ori 4 tot 16. Deci sunt fracții egale. Însă ce mai putem observa aici? Din prima fracție putem să obținem pe a doua dacă înmulțim atât numărătorul cât și numitorul cu 2. Să verificăm 1 ori 2 este 2, iar 2 ori 2 este 4. La fel am putea observa dacă luăm a doua fracție cu a treia fracție. Din a doua, dacă înmulțim și numărătorul și numitorul cu 2, obținem 4 pe 8. Sau putem, de exemplu, pe a treia fracție să obținem din prima fracție, dacă înmulțim atât numărătorul cât și numitorul primei fracții cu 4. 1 ori 4 este 4, 2 ori 4 este 8. Deci concluzia este că dacă o fracție, dacă la o fracție vom înmulți atât numărătorul cât și numitorul cu același număr, nenul, vom obține o fracție egală cu ea. Și această operație prin care înmulțim și numărătorul și numitorul se numește amplificare. Deci a amplifica o fracție înseamnă a înmulți și numărătorul și numitorul cu același număr de nul. Iar prin amplificare se obține o fracție egală cu cea inițială. Adică putem să scriem ca și o formulă aici dacă fracția a supra B o amplificăm, adică aici în stânga vom pune așa o mică paranteză și vom pune un număr N cu care vrem să o amplificăm atunci vom obține o fracție egală cu fracția a supra b. Doar că la numărător vom înmulți și atunci va avea a ori n, iar jos la numitor înmulțim și num numitorul cu acest număr n și vom avea b ori n. Fracția aceasta obținută a ori n supra b ori n este egală cu fracția inițială. Deci nu se schimbă rezultatul. Să vedem atunci câteva exemple. Să amplificăm pe rând fracția 2 supra 3, să zicem cu 2, cu 3, cu 4 și cu 5. Să amplificăm cu 2. În stânga sus vom pune o mică paranteză și vom pune numărul cu care îl dorim să amplificăm. Și acum vom obține o fracție egală și vom înmulți și numărătorul și numitorul cu acest 2. 2 ori 2 este 4, iar jos dacă înmulțim numitorul, 3 ori 2, 6. Am obținut o fracție echivalentă. Tot fracția 2 pe 3 să o amplificăm cu 3 acum. Și vom înmulți și numărătorul și numitorul cu 3. 2 ori 3, 6, 3 ori 3, 9. Sau tot fracția 2 pe 3 am zis că o amplificăm cu 4. Adică vom avea 2 ori 4, 8, 3 ori 4, 12. Și acum să o amplificăm și cu 5. 2 ori 5 este 10, 3 ori 5 15. Deci, observăm că dacă amplificăm o fracție, obțin o fracție echivalentă și, într-adevăr, în toate aceste situații puteți verifica dacă produsul pe diagonale ne dă la fel și, într-adevăr, să luăm ultima. De exemplu, 2 ori 15 este 30, 10 ori 3, tot 30. Sunt fracții egale. Dacă am Amplificat o fracție, adică am înmulțit și numărătorul și numitorul cu număr, același lucru se poate face să împărțim. Atunci vom spune că simplificăm fracția. Deci, simplificarea fracțiilor, să vedem ce înseamnă, a simplifica o fracție înseamnă a împărți și numărătorul și numitorul la același număr nenul, adică să nu fie 0. Dar acest număr trebuie să fie un divizor comun al lor, adică împărțirile trebuie să se facă exact. Prin simplificare, tot așa se obține o fracție egală cu cea inițială, iar o fracție se numește ireductibilă dacă nu se mai poate simplifica, adică dacă singurul divizor comun este 1. Să scriem și regulă atunci. Dacă vrem să simplificăm această fracție asupra B prin N, N fiind un divizor comun a numerelor A și B, atunci vom arăta acest lucru punând o paranteză Oblică în dreapta sus și punem numărul cu care urmează să împărțim. Și atunci vom împărți atât numărătorul cât și numitorul la acest număr n, care am zis că trebuie să fie divizor comun al lor. Și, evident, să fie nenul. A împărțit la n și B împărțit la n. Observați că am pus semnul de egal între cele două fracții, deci fracția rămâne egală chiar dacă am simplificat-o. Și să vedem și câteva exemple. Să simplificăm următoarele fracții. Aici la simplificare de obicei nu se precizează numărul cu care trebuie simplificat. Trebuie ca voi să vă dați seama cu ce număr se poate simplifica fracția, adică să căutăm practic un divizor comun a celor două numere. Să zicem fracția 25 pe 30. Dacă vreau să o simplific până nu se mai poate, adică până ajung la o fracție reductibilă, Hai să vedem, observăm că se împart la 5, atât 25 cât și 30, așa că vom simplifica fracția prin 5. Și facem împărțirile. 25 împărțit la 5 este 5, iar 30 împărțit la 5 este 6. Acum, pentru că numerele 5 și 6 nu mai au alți divizori comuni în afară de 1, vom spune că am ajuns la o fracție ireductibilă, adică nu se mai poate simplifica. Să mai vedem o fracție. 60 supra 40. Pentru că ambele numere se termină în 0, am putea să ne gândim că se poate împărți la 10, deci vom simplifica fracția cu 10 și vom împărți atât numărătorul cât și numitorul la 10. 60 împărțit la 10 este 6, iar 40 împărțit la 10 este 4. Acum, fracția pe care am obținut-o, 6 pe 4, nu este irreductibilă pentru că ea încă se mai poate simplifica. Observăm că și 6 și 4 se împart în continuare la 2, deci mai putem simplifica o dată prin 2. Și egal mai departe, le împărțim pe amândouă la 2. 6 împărțit la 2 este 3, 4 împărțit la 2 este 2. Și să mai vedem un exemplu. 125 supra 45. Pentru că se termină în 5, din criteriu cu 5, știm că un număr care se termină în 0 sau 5 este divizibil cu 5. Deci, sigur, ambele se împar la 5. Și atunci, facem împărțirea. 125 împărțit la 5 este 25, iar 45 împărțit la 5 este 9. Numerele 25 și 9 nu mai au alți divizori comuni, în afară de 1, înseamnă că nu se mai poate simplifica, am ajuns la o fracție ireductibilă. Și încă un exemplu. 72 supra 48. Observăm că atât 72 cât și 48 se termină în cifră pară, 2 respectiv 8, înseamnă că dacă ne gândim la criteriul de divizibilitate cu 2, ele ambele se împar la 2. Putem să simplificăm fracția prin 2 și facem împărțirile. 72 împărțit la 2. 72 împărțit la 2 este 36, iar 48 împărțit la 2 este 24. Am obținut tot numere pare, deci mai putem să simplificăm prin 2. 36 împărțit la 2 este 18, 24 împărțit la 2 este 12. Și în continuare mai putem împărți la 2, tot numere pare avem, și acum 18 împărțit la 2 este 9, 12 împărțit la 2 este 6. Acum 6 este număr par, deci s-ar mai putea împărți la 2, însă 9 nu se mai împarte, deci va trebui să găsim un divizor comun al lor adică ambele numere să se împartă. Și atunci am putea observa că ele se împart la 3. 3 ar fi un alt divizor comun al lor. Să împărțim. 9 împărțit la 3 este 3. 6 împărțit la 3 este 2. Și acum, într-adevăr, am obținut o fracție care nu se mai poate simplifica și am zis că se numește atunci fracție ireductibilă.